Isteria Harlem Shake a cuprins și elevii. Mai mulți tineri s-au filmat dansând chiar în sălile de clasă. Și la Constanța, elevii s-au dezbrăcat, s-au suit pe bănci și au început să danseze la șciv pe ritmurile melodiei Con Los Terroristas. Un astfel de caz s-a petrecut și la liceul Ine Roman din municipiu. Am aflat din discuțiile cu elevii că au venit pregătiți ca într-o pauză să filmeze un moment Harlem Shake, despre care eu nu aflasem până acum, deci este o nouă mișcare, se cheamă la modă. Ei își doreau să participe la un fel de concurs pe YouTube, inițiat de alți prieteni de-ai lor, sunt mai mulți care au aderat la asemenea idee. Măsurile sunt prevăzute atât în regulamentul intern, cât și în regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar. Rămâne să stabilim până unde vom lua aceste măsuri, care pot duce până la eliminarea din școală. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a deschis imediat o anchetă. Inspectoratul Școlar Județean Constanța condamnă și dezaprobă asemenea comportamente ale elevilor și solicită conducerii instituției de învățământ să aplice prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, precum și pe cele ale regulamentului de ordine interioară. Astfel, elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare vor fi sancționați în funcție de gravitatea faptelor pe care le săvârșesc. La nivelul întregii țări, mii de elevi s-au filmat dansând Harlem Shake. Stilul a devenit viral în urmă cu 3 săptămâni.